Partida a fost dominată de CSM Sighet cu capitanul Ciprian Albu în formă de zile mari, dar și cu multă disciplină pe teren, oaspeții reușind să pună presiune doar în prima repriză, când tabela de scor a indicat chiar și avantaj de 20 de puncte în favoarea sighetenilor. Da, după cum ați văzut, un meci foarte viu disputat. Am întâlnit o echipă din Constanța cu niște jucători excepționali care în anii precedenți au evoluat și în Liga Națională de basket masculin. Am reușit să ne facem jocul nostru. Băieții mă bucur că au reușit să respecte absolut tot ce le-am cerut înaintea partidei și, drept urmare, am reușit să câștigăm la o diferență de 9 puncte. Sighetenii au învins cu 91-83. Victoria i-a bucurat pe suporteri care și de această dată au fost prezenți în număr mare. Echipa din Constanța are jucători care au evoluat în campionate puternice. De asemenea, și bugetul lor este destul de mare comparativ cu al nostru. Important este că noi am reușit să rulăm pe toată durata partidei aproape toți jucătorii și să facem fericiți acești suporteri care se pare că de la săptămână la săptămână vin tot mai mulți și ne susțin.